Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 28 august, ești independentă, ai o personalitate strălucitoare și dorința de a face totul în felul tău, un original autentic, combini intuiția și logica, ai intenții nobile și dorința de a ajuta societatea, dar aceste lucruri nu te împiedică să lupți pentru succes și recunoaștere personală perfecționistă, de fapt ești pe deplin angajată în fiecare proiect la care participi și ajungi în mod decisiv la succes, cerând exactitate și minuțiozitate în implementarea planurilor și ideilor tale, îți folosești cu moestrie exprimarea verbală, chiar dacă profesia ta nu are legătura cu nevoia de a-ți exprima gândurile în formă orală sau scrisă, te implici adesea în scris în timpul tău liber, cu toate acestea, într-un sens mai larg, aceasta se referă la limbajul meșteșugului, pe care îl cunoști foarte bine. În plus, ai un dar al convingerii bine dezvoltat, nu ți va fi dificil să-i faci pe ceilalți să-ți admire acțiunile, indiferent de ce rezultă ulterior. Într-o dezbatere ești de neegalat, aflată la intersecția verbalului cu nonverbalul și paraverbalul, dezbaterea își derivă importanța din dezvoltarea cognitivă emoțională, volitivă, relațională, dar și în activitățile de recreere. Tu știi să provoci în mod adecvat inamicul, pe baza a numeroase fapte scoase din viață. În orice audiență ai fi, limbajul tău este destul de simplu și lipsită de grandilocență, pompă sau extravaganță. Semnul tău zodiacal aparține constelației Fecioară. Fecioara este direct legată de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități, cumpătare, minte analitică subră, prospectare, manevrabilitate, eficiență, exactitate, scrupulozitate. Ești guvernată de mercurul insidios și inventiv. Această planetă îți oferă o perspectivă și o minte vie, o memorie excelentă și o performanță excelentă atrași pe ceilalți datorită energiei tale strălucitoare și decenței profunde. Cu toate acestea, intuiția și tendința de a pune totul pe rafturi te pot inspira la o critică excesivă, atât față de ceilalți, cât și față de tine însăți, dar ești mai liberă de introspecția epuizantă. Nu ești ușor de păcălit, ești fiabilă și activă, iubești copiii. Trebuie evitate aspirațiile excesiv de materialiste, criticile inutile, izolarea egoistă și dorința de a controla în mod insidios pe cei din jur. Datorită memoriei tale excelente și atenției pentru detalii, devii rar ori victima înșelăciunii, iar munca grea, combinată cu o energie de invidiat, îți permite să atingi în orice afacere. Trebuie să-ți înfrânezi criticul interior. Altfel, aceste lucru poate duce la timiditate excesivă, teama de a începe orice afacere din cauza fricii de eșec. Îți este indicat să lupți pentru împrăștierea ideilor tale și să dai frâul liber vivacității și curajului minții. Guvernatorul tău astral este Mercur. Acesta îți oferă caracterul critic și pedanteria. Mercur este un patron excelent pentru analiști, profesori și cei care lucrează în sectorul serviciilor. Planeta ta în exil este Neptun, acesta este responsabil de lipsa zborului imaginației, precum și pentru respingerea abstractizării, ești rațională, practică, nu ești înclinată să-ți exprimi deschis emoțiile, tu valorizezi acțiunile, nu cuvintele, rămâi fidele părerilor și valorilor tale, punctele slabe ale personalității tale sunt răceala și irritabilitatea nu tolerezi invazia spațiului personal, puțin au voie să intre în viața ta, în prietenie și dragoste, te străduiești să creezi o relație ideală, nu fără motiv, consideri că cele mai complexe construcții filozofice, nu vor beneficia decât de faptul că, chiar și un student a cărui sârguință este departe de ideal îi va înțelege esența, folosind abilitatea strălucitoare a retoricii. În primul rând, te străduiești să-i înclini pe ceilalți spre punctul tău de vedere, după ce ți-ai clarificat gândurile. În același timp, îți poți reține cuvintele fără niciun motiv. Știind acest lucru, prietenii din cercul apropiat sunt de acord cu tine în momentul unei dispute, vor aștepta să-ți schimbi părerea în sens opus sau pentru a uita de subiectul discuției. Destul de ciudat o astfel de transformare de opinii nu te jignește, în mare parte ești chiar fericită de o nouă ocazie pentru derapajele verbale. Viața ta nu este ajustată, hainele tale nu sunt sofisticate, mâncarea ta este destul de modestă. Pe de altă parte, lipsurile și obișnuințele proaste aduse din copilărie te pot împinge către acțiuni necinstite, chiar și spre cele pedepsite penal. Dacă se va întâmpla acest lucru, îți vei pune cenușo pe cap, regretând sincer faptele tale, dar după un timp îți vei lua din nou locul în societate. Este important să-ți urmezi sfaturile și nu numai să redistribui cu generozitate altora. În plus, ar trebui să încerci să nu devii puritană, denunțând anumite forme de divertisment și plăcere din cauza unui sistem strict de credințe. Ar trebui să dezvolți flexibilitatea și respectul pentru sentimentele celorlalți, te distingi față de alți nativi din fecioară prin astfel de trăsături speciale, ești practică, logică, sensibilă, ești un ideal de fidelitate, devotament și constanță. La prima întâlnire, pari rece, impenetrabilă și indiferentă. Motivele acestui comportament constau în faptul că tu trebuie să cântărești cu atenție toate riscurile și să analizezi situația înainte de a-ți arăta emoțiile. Cum afectează data de 28 august soarta ta? Ești foarte carismatică, sociabilă și nu vei lăsa niciodată pe altul în caz. Rară ori exagerezi și crezi că vezi totul prea clar? Îți place să critici și să încerci să simplifici totul. Ai o nevoie profundă de curățenie ești pragmatică și muncitoare, prin puterea voinței tale nu va găsi nimeni un egal cu tine. Poți economisi și acumula treptat bani, păstrându-i pentru o zi ploioasă. Ești atentă la problemele legate de bani. Indiferent de zona în care decizi să mergi, vei reuși mereu, datorită pedanteriei tale. Ai nevoie de îmbunătățire, cultură, o înțelegere logică, deductivă sau sistematică. Cu alte cuvinte, ai mare succes, iar capacitatea de a găsi ceva vesel în toate, te face foarte atractivă pentru ceilalți, poți alege tactica potrivită și te poți deplasa în direcția corectă, aceste lucru îți permite să atingi ceea ce ți-ai stabilit ca obiectiv, poți fi numită cu încredere o femeie deșteaptă, pentru că ești capabilă să transmiți ideea principală fără a spune o dozină de cuvinte în plus și poți explica cu ușurință ceva dificil într-un limbaj care poate fi înțeles de toți. În esență, ești sceptică, nu ai încredere în intuiție și nu crezi în revelații. Nu te bazezi niciodată pe noroc și, prin urmare, nu-ți place riscul. Ziua în care te-ai născut îți conferă talent literar, vorbire bogată și perseverență, datorită cărora orice dispută va fi o altă victorie pentru tine. Asta nu înseamnă că ai principii inalienabile, deoarece pentru a evita conflictele ești susceptibilă să-ți abandonezi credințele, părăsindu-ți părerile tale, știi să-ți prezinți bine creativitatea pentru a stârni admirația în oameni, fără a te gândi cu adevărat la bine sau la rău, ești complet indiferentă la lux și confort judecând după modul tău de comportament, faci totul pentru spectacol, dar există o oarecare tendință spre vulgaritate. Dacă nu lupți cu acest lucru, îi poate face pe ceilalți nepăsători și răniți. Poți avea probleme cu legea datorită gândirii libere și anarhismului, dacă îi vei respecta mai des pe ceilalți și mai rar îți vei dovedi punctul de vedere față de ei, aceste lucru te va face mult mai fericită. Ar trebui să asculți mai des sfaturile altora. Dragoste și compatibilitate fizic Ești o persoană pasională, dar adesea te grăbești de la o extremă la alta. Comunitatea viziunilor și a gândirii este mult mai importantă pentru tine decât sentimentele. Când impetuozitatea inerentă numărului 1, rezultată din însumarea cifrelor zilei de naștere, te atrage către o relație strânsă, Mintea ta atentă te avertizează să te gândești de două ori înainte de a urma chemarea inimii. Sau poate nu. Cele mai multe șanse de a face o pereche ideală ai cu reprezentanții altor semne pământești ale zodiacului, taur și capricorn. Aceștia, la fel ca și tine, așteaptă de la o relație mai multă constanță și stabilitate decât un uragan al pasiunilor. Taurul te va ajuta să devii mai senzuală și emoțională, iar Capricornul îți va înțelege cu ușurință dorința de ordine și organizare, posedând și gândire analitică. Cu reprezentanții semnelor scorpionului sau leului, ai perspective destul de bune în viața de familie. În acest caz, ei vor fi în rolul sclavului, pierzând complet conducerea în fața ta. În același timp, nici leul, nici scorpionul nu te vor suprima, apreciindu-ți inteligența. Organizarea și consecvența, cele mai nereușite alianțele poți forma cu pești și berbec. Peștii, la fel ca și tine, nu sunt niciodată rezolvați din primul pas, sunt pasivi și închiși, drept urmare, relațiile cu peștii se estompează înainte de a începe. Berbecul însă, te suprimă cu presiunea lui, te sperie cu perseverență și imprevizibilitate. Un săgetător te va considera prea rece și distantă, chiar dacă îți apreciază inteligența și spiritul de ordine, dorința de cunoștere, vărsătorul este mult prea invidios și avar pentru a se uita la tine, gemenii se vor plictisi ușor și vor lua imediat altă cale, balanța va crea multe nedumeriri și te va respinge lătoarea și lipsa ei de determinare, totul este însă posibil. Neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, ești o femeie rezonabilă, cu minte deschisă, cu voință puternică, ești independentă, moderat emoțională, te caracterizezi prin observație și curiozitate, ai un interes real pentru viață, ești deschisă la lucruri noi, gata să înveți la orice vârstă, te străduiești pentru ideal. Te distingi prin convingerii morale profunde. Te poți supune oricărei profesii. Îți faci fiecare treabă cu dăruire de plină. Ești ingenioasă, mereu îți vin idei. Este de remarcat faptul că majoritatea acestor idei sunt destul de potrivite pentru implementare. Tresăturile distinctive ale personalității tale sunt loialitatea, flexibilitatea, simțul umorului. Oamenii nu se plictisesc niciodată de tine. Ai un simț natural al silabei. Îți vorbești limba în mod expert. Ideale pentru tine sunt pe domenii de activitate în care este necesar să vorbești public sau să-ți exprimi gândurile în scris. În alte domenii, vei vorbi cu moestrie prin limba meșteșugului. Tu ești cel mai bun profesionist pe care îl poate cineva găsi. Poți fi un consultant excelent, grefier, asistent social, politician și altele asemenea astfel încât alții din jurul tău apelează de bunăvoie la tine pentru ajutor în situații dificile de zi cu zi. Ajungând într-o situație delicată, nu au nicio îndoială că le vei oferi cel puțin un sfat eficient. Totuși, tratând problemele celorlalți, deseori uiți complete de tine însă datorită exactității și diligenței tale, poți deveni un medic bun, un lingvist excelent, secretar, designer, inginer, chimist și așa mai departe. Din această cauză oamenii din jurul tău apelează adesea la tine pentru ajutor în situații cotidiene dificile. Sănătate și boli Tu ai multe teorii cu privire la sănătate și modalități de îmbunătățire acesteia, așa că este dificil să fii sfăduită cu ceva când este cu adevărat necesar. Rară ori mergi la medici, pentru că duci un stil de viață sănătos, dar nimeni nu este ferită de răni. Dacă ești interesată de mâncare și cum să gătești, atunci preferi principii nutriționale bune și precise. Pentru tine, plimbările lungi sunt puternic recomandate, în special datorită binecunoscute interacțiuni dintre gândire și mișcare. Plăcerile senzuale și sexuale obișnuite vor naște în tine multe minute plăcute și îți vor răstrânge tendințele puritane, destinul și norocul. Universul ți-a destinat să fim un întreprinzător responsabil, iubitoare de ordine și acuratețe, să fii optimistă și să ai o mare putere de voință, ai farmec, oamenii sunt atrași de tine, ești prietenoasă, plină de bunăvoință, ai o intuiție uimitoare, ceea ce te ajută să iei decizii inconfundabile și să planifici lucrurile astfel încât să aducă profit și noroc, din punct de vedere material ești însoțită de succes, ai relații bune în familie, iubești confortul dar nu te străduiești pentru lux. Sfaturi pentru tine, nu fi întotdeauna atât de sigură că răspunsul tău este singurul corect. Învață să asculți și alte puncte de vedere. Evită să-i scufânzi pe alții în fapte și exemple nesfârșite, lipsindu-i de imaginea de ansamblu. Rămâi pe calea dreaptă. Pentru a îmbunătăți calitatea vieții, este important să nu uiți de nevoia de relaxare. Entuziastă cum ești, neglijezi adesea sărbătorile și weekendurile. Scapă de acest obicei și productivitatea va crește. Învață să te schimbi treptat. Ce cadouri ți se potrivesc? În general, femeile nu sunt ușor de mulțumit și cu atât mai mult, tu care ești născută sub semnul fecioarei, poate că tu însă suferi de inconstanță? dar acesta nu este un motiv pentru a refuza să-ți ofere cadouri. În sfera cadourilor nu ești naivă, ești practică. Zelul de a duce un stil de viață sănătos și adecvat este o caracteristică a ta. Un abonament la un club de fitness, piscină sau spa, un bilet de vacanță, o carte despre alimentația corectă și sănătoasă, cu ilustrații și rețete vii, toate acestea te vor încânta un cadou de neprețuită de ziua ta de naștere poate fi un ajutor în pregătirea bucatelor pentru masa festivă, dorința de a cumpăra produsele uitate. Tu poți fi mulțumită de cadourile pentru care femeile din alte semne zodiacale ar putea fi jignite, un aspirator, un set de prosoape, un set de lingerie de pat, o cutie de pâine din lemn. Dacă alegerea unui cadou pentru tine este un impas, atunci ți se poate dărui bani, dar este important ca cel care oferă să ghicească suma, pentru că o sumă prea mică te va jigni cu zgârcenia celui care dăruiește și prea multă te va pune într-o poziție foarte incomodă. Un cadou bun poate fi un abajur elegant, râșniță de cafea sau o oală cu fundă dublu. Utilizarea unor astfel de articole nu contravine convingerilor tale. La fel sunt cărțile pe orice subiect fie că este vorba de un volum de Rudolf Steiner, fie de un dicționar engleză român. Tu ai o atitudine foarte părtinitoare față de bijuterii. Este mai bine să nu experimenteze cineva cu aurul, mai bine să se concentreze pe argintă de înaltă calitate. Nu-ți plac surprizele. Dacă cineva dorește să te mulțumească, trebuie să arunce o privire la ceea ce ai deja, apoi să-ți dăruiască ceva de genul acesta tu pui preț mare pe confort și locuință. Prin urmare, este mai bine pentru tine să ți se prezinte cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, tablouri. Nu vei refuza o pătură confortabilă, un pulover cald din mână moale, un set de șervețele pentru băutul cafelei, un set de lingurițe pentru aceasta, perdele de bucătărie dar cu respectarea culorilor bucătăriei. Dacă ți se oferă un aparat de cafea, este indicat să conține și un set de filtre. Certificatul de garanție și instrucțiuni sunt foarte importante. Tu citești instrucțiunile chiar și pentru acele lucruri ale căror funcții îți sunt mai cunoscute decât inventatorul. Tu nu ai nevoie de ambalaje pompoase, sclipitoare. Din potrivă, dacă îl consideri prea scump, Vei clipi puțin mai dezin ochi. Florile pentru tine sunt de fapt un simbol, deci este posibil să-ți fi oferit un buchet destul de modest. Atunci când cadoul este mic, atunci florile pot fi mai reprezentative. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.